Ce ne învață ecoul? A fost odată ca niciodată un tat care făcu o călătorie cu fiul său prin munți. Totul mergea bine. Cei doi admirau frumusețile naturii și se bucurau de aerul curat, când iată că fiul se împiedică și căzu. Cum se lovi rău, acesta strigă: "Au!" Dar spre marea lui uimire, cineva îi răspunse: "Au! Cine ești tu?" strigă copilul din nou, uitând de durere. "Cine ești tu?" răsună din toate părțile. Copilul nu mai înțelegea nimic, așa că îi aruncă o privire mirată tatălui său și îl întrebă șoaptă ce se întâmplă. Acesta zâmbi și răspunse: "Dragul meu, ceea ce ai auzit tu este un ecou. Ca să înțelegi mai bine ce se întâmplă, poți să-l asemeni cu viața. Ea ne dă înapoi tot ce suntem sau facem, întocmai ca ecoul. Viața este o reflexie a acțiunilor noastre, astfel că dacă îți dorești mai multă dragoste pe pământ, va trebui să creezi prima dată mai multă dragoste în inima ta. Dacă o vei oferi celorlalți, vei primi înapoi același lucru, deoarece cei din jur îți vor răspunde asemenea ecoului." Așa că, fiule, nu uita niciodată ce important este ca tu să adresezi lumii doar cuvinte frumoase, iar faptele să-ți fie pe măsură. În acest fel, ecoul lor va fi unul plăcut. Fiul lua aminte la cele auzite și își aminti de această lecție toată viața sa. Iar la rândul său, după ce crescu și ajunse părinte, porni într-o zi pe munte cu fiul său pentru a-l învăța prețioasa lecție de viață.